Anul acesta spunem la mulți ani de Revelion la ora 20 și 59 de minute. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a decis faptul că toate petrecerile organizate pe 31 decembrie se vor încheia la ora 21, iar la distracție pot lua parte doar cei cu certificat verde, dar nu și cei testați. Restricțiile de 1 decembrie, Crăciun și Revelion. Accesul la evenimentele de 1 decembrie se va face doar cu certificat verde și doar pentru persoane vaccinate sau trecute prin boală. Cât despre petrecerile de Crăciun și Revelion, acestea pot fi organizate doar până la ora 21, cu cel mult 1000 de persoane și 4 metri pătrați pentru fiecare dornic de distracție. Cine nu s-a imunizat, face Revelionul acasă. Acces la petrecerile private sau la cele din stradă vor avea doar cei cu certificat verde, adică doar cei trecuți prin boală sau vaccinați, nu și cei testați. Potrivit autorităților, de Ziua Națională a României, la parada organizată în preajma Arcului de Triumf din București vor putea participa cel mult 400 de persoane, în timp ce în țară pot fi maximum 200 de participanți la evenimente similare. La parada de 1 decembrie vor putea lua parte doar persoanele care dețin certificat verde, care s-au vaccinat sau au trecut deja prin boală.